Ăsta ești tu. Să fiu mai precis, ăsta e corpul tău. Acesta este o mașinărie foarte complexă, dar având totodată și slăbiciunile lui, cum ar fi de exemplu ficatul, care e foarte expus și vulnerabil. Dacă primești o lovitură destul de puternică, nu contează cât de puternic ești, tot cazlat. Iar acea lovitură nu trebuie să fie atât de puternică pentru a avea acest efect. Dar nu despre acest tip de slăbiciuni vorbim azi, ci despre o slăbiciune software, mai exact despre mintea ta. Vă salut, lume! Alex aici! Vi s-a întâmplat vreodată să vă impuneți un scop de care să fiți atât de entuziasmați și pe care să vreți să-l atingeți cu orice preț, dar ați terminat de fapt prin a mânca ciocolată și a vă uita pe TikTok? Ei bine, nu vă îngrijorați, nu e vina voastră. Bine, cel puțin în totalitate. Creierul nostru, din punct de vedere evoluționist, are trei părți. Un creier numit cerebel, nu cerebel ăsta. Cerebelul ăsta pe care îl aveți în comun cu reptilele și mamiferele format cam acum 500 de milioane de ani. Acesta se ocupă de chestii plictisitoare, dar extrem de importante, cum ar fi respirația, digestia, circulația sângelui. Vă dați seama ce frustrant ar fi să trebuiască să aveți grijă să respirați? Cei mai mulți dintre noi ar muri. Al doilea creier mai nou, dar destul de vechi, sistemul limbic, pe care l-am împărțit doar cu mamiferele, a apărut cam acum 150 de milioane de ani. Putem spune că acesta este sufletul nostru, ca să sune un pic mai filozofic. Dar ceea ce face acesta cu adevărat este să se ocupe de gestionarea sentimentelor, dându-ne acces la o paletă mult mai colorată de trăiri și sentimente. Creierul reptilian, adică cerebelul, alături de sistemul limbic, împreună gestionează tot ce ține de supraviețuire, de la hrană la apărare. Dar ce treabă avea asta cu dieta pe care nu o poți ține? Ajungem și acolo. Acum intră în joc cea mai nouă bucată tehnologică a creierului, neurocortexul. Aceasta se ocupă cu lucruri ample, de gândire, chestii abstracte. El se ocupă de gândirea rațională, iar printre cele mai importante roluri, acesta este capabil să inhibeze tendințele care vin de la celelalte două creiere. Adică cu ajutorul lui ne putem opri din a mânca acea ciocolată gustoasă când vrem să slăbim. Neocortexul este cel mai nou, având undeva la 150-200 de mii de ani. Care e șmecheria? Cerebelul și sistemul limbic au avut mult mai mult timp să se dezvolte. Deci au un avantaj mare în fața neocortexului. Au o rezistență mai mare. Acestea două nu se opresc niciodată, pe când neocortexul este limitat. Îl putem folosi, mai ales la capacitate mare, puțin timp din totalul timpului. Obosește repede. Cum se aplică asta în practică? Tu îți impui un gând rațional, adică care ține de neurocortex, că ar fi bine să slăbești, de exemplu. Pentru asta trebuie să faci niște acțiuni pe care n-ai să le vezi la animale. Să te abții de la mâncare, să faci mișcare de bună voie și tot așa. Ceea ce înseamnă să-ți învingi tendințele normale de a mânca oricând, orice îți place și cât îți place. Și să le înăvești cât mai mult. Aceste tendințe venind de la cerebel și sistemul limbic, pe care le ignori prin intermediul neocortexului. Ce se întâmplă? Acesta poate acționa doar atâta timp cât are energie. Obosind destul de repede. Când acesta cade, cerebelul și sistemul limbic iau controlul și îți dispare dorința de a slăbi, mai exact voința. Așa se întâmplă în toate situațiile. Cât timp ești odihnit și cu energie, nu te enervează prea multe și dacă o fac, te poți abține de la chestii pe care s-ar putea să le regreți mai târziu. Când cade neocortexul, nemai având control rațional, încerci să te cerți, să ai reacții pe care le regreți după și tot așa. Deci ce putem face pentru a ne ajuta neocortexul? Să dormim suficient pentru a fi odihniți, să ne antrenăm atât fizic cât și intelectual, regulat, să avem o alimentație balansată și să eviți pe cât posibil momentele care pot denivela când știi că ai neocortexul slăbit. Rămâi curios până data viitoare. Baftă!